Bună seara și bine v-am găsit. Iată că într-un final am primit și mesaj înapoi de la Anca. Cu toate astea am văzut că Leo de la Strihaia nu vrea să răspundă provocării și anume să bată cu mine pentru Anca. Înțeleg că nu ai bărbăție. Da, înțeleg, este de înțeles. Înțeleg că nu ai ce trebuie, nu ai bărbăție ca să poți să te bați pentru Anca. Cât despre Anca am văzut că mi-ai trimis un mesaj și ai zis că că ai vrea să mă vezi să vin la tine la Strehaia cu lingou. Deci principalul lucru de care ai vorbit a fost lingou, nici n-ai vorbit despre mine prea mult, așa, n-ai vorbit. Am văzut că nici nu ai zis că, adică să vin eu și, știi, nu ai vorbit nimic despre iubire, despre asta. Ești mai interesată de lingou, văd, înțelegi? Dar lingou ăla nu poate să vină fără mine și nici, nu știu cum să zic, nu, eu ți-aș fi oferit inima mea, înțelegi? Nu... Lingou e partea a doua, înțelegi? Dar nu e lucrul cel mai important. Lucrul cel mai important sunt eu, înțelegi? Și faptul că am vrut să începem o nouă viață împreună. Eu, poate că știi, eu sunt cetățean englez. Am vrut și încă vreau, na, dar trebuie să te dovedești că meriți. Încă vreau să te iau aici, vreau să te iau aici în Anglia, să te fac cetățean englez. De îndată ce ești cetățean englez, înțelegi, nu are nimeni ce să-ți mai facă. Cu atât mai puțin băiețașul ăsta, băiețelul ăsta, cu penisul de 4 cm. El cum n-are ce să facă la nimeni, dar na. Dar sunt dezamăgit de tine, băi Anca, pentru că ai pus prea mult accent pe lingou, înțelegi? Deci, prea mult accent pe lingou, pe lingou, pe aur, pe astea, înțelegi? Eu cred că tu ești puțin materialist, așa să zic așa. Dar nu sunt sigur. Uite, o să-ți dau o oportunitate să mi-arăți că m-am înșelat. Sper să mă fi înșelat, pentru că eu chiar... mie îmi place de tine așa, te-am văzut de vreo 2-3 ori, te-am văzut și modul în care vorbești așa într-un mod foarte suav, foarte cald și foarte plăcut și ești așa, cum să zic, ești așa pe gustul meu, înțelegi, tu ești pe gustul meu, îmi place de tine, ești șucară. Și, na, eu cred că ar trebui să fii puțin mai mulțumit așa, pentru că băiat tânăr ca mine așa, arătos și musculos, uite, musculos, frumos, arătos, e mai rău, mai greu să găsești. Așa pe toate drumurile găsești de Alcaleu de la Strehaia, cu, bine, n-ai cum să găsești, chiar că mai mică ca lui e greu de găsit, dar găsești mai mult sau mai puțin ca el, dar sunt sigur că mai mult găsești decât mai puțin. Așa că vreau să văd ce este important pentru tine și dacă ai gânduri serioase, eu cred că ar trebui să te invit să vii aici în Anglia, să ne dăm și noi roata norocului, adică să te fac să te simți femeie, că eu nu cred că tu ai fost făcută să te simți femeie așa de că n-ai avut bărbat lângă tine, ai avut un băiețaș, băiețel, înțelegi, așa, să fii și tu un bărbat adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, un bărbat adevărat. Lângă mine te simți și protejată și bogată și cum vrei tu. Că eu protejez, am protejat și protejez, sunt bodyguard la unele dintre cele mai renumite persoane din lume, din showbiz-ul mondial, cum ar fi Katie Price, cântărețul Drake și Rihanna, pentru multe persoane de astea importante. Lângă mine ai protecția asta gratuită și te simți ca o femeie. Pentru că până la urmă un bărbat trebuie să fie sigur pe el. Să fie sigur pe pumnul lui. Numai bine și aștept mesajul tău. Anca.